Am revenit un drept, Vasile Miron și Lucian Verdală, teme locale, naționale, administrative și politice. Ca de obicei, în acest moment al emisiunii, punem în discuție cele două figuri de consilieri, membri ai Consiliului Județean, respectiv Consiliul Local. Pe scurt, fără a face nici campanie, nici anticampanie, ideea fiind ca dumneavoastră să puteți, dacă sunteți curioși, să mergeți mai adânc, să-i vedeți cum comunică, ce anume au de spus. Și haideți să începem cu Consiliul Județean, un reprezentant al Partidului Mișcarea Populară, dar, mai să explici tu, cred, mai bine, am tot vorbit de problemele interne ale acestui partid, e vorba de domnul Adriana Costoaie, care este, e exponentul unei aripi. A unei aripi, aripa, da. Aripa, da. Cristian Diaconescu, aflat în conflict cu aripa Eugen Tomac, care e sprijinită și de Traian Băsescu. Da, aici sunt unele semne de întrebare. Da, cei care ne urmăresc știu, pentru că postul nostru de televiziune v-a informat, v-a prezentat. Partidul Mișcarea Populară are acum două grupări, este gruparea lui Cristian Diaconescu și este gruparea lui Eugen Tomac. Aici la Iași domnul Acostoaie s-a dus spre partea lui Diaconescu, Petru Movil s-a dus spre partea lui Eugen Tomac și sunt anumite discuții. Petru Movil spune că domnul Acostoaie a fost exclus din Partidul Mișcarea Populară, domnul Acostoaie spune că de fapt el este reprezentantul Partidului Mișcarea Populară. E o problemă, dar... Aici va stabili instanța, da, nu suntem noi cei care... Noi tratăm pe toți ca fiind PMP, spunând aripile ca să înțeleagă. Exact, am spus aripile ca să vă dați seama. Domnul Acostoaie este, din punctul meu de vedere, un om de afaceri. Știi că tot discutam, în fiecare emisiune spunem, domnule, dacă activitatea politică este pe primul plan sau pe planul secund. Domnul Acostoaie nu. Business-ul el e business-ul e pe primul plan, este om de afaceri, fără doar și poate. Adică își vede... Bun. Da, dar s-ar putea ca în cazul în care, nu știu, acum cineva avea câștig de cauză, dacă domnul Acostoaie, să spunem, ar deveni șeful structurii PMP pe Iași, să spunem, într-o variantă de victoria taberei sale sau de consens, atunci s-ar putea ca lucrurile să se schimbe. Deocamdată, din postura în care e, senzația mea e că, bun, e foarte ambițios. Este ambițios este unul pentru din consilierii că și-a dorit care să fie. Se mișcă, da, pare da, să fie da. Activ, activ. Are și timp. Acum, trebuie să spunem telespectatorilor, în urmă cu ceva timp, domnul Cristian Diaconescu a fost în emisiunea Dezbaterea Zilei și a zis foarte clar, domnule, eu nu-mi doresc să intru în conflict cu ceilalți. Adică își dorește un consens în sensul, indiferent dacă va câștiga el procesul sau nu, a spus, chiar dacă voi câștiga, voi încerca să îi atragi, să mergem mai câștigi ce se întâmplă. S-ar putea, spre exemplu, ca domnul Diaconescu și domnul Tomac să se împace la București, dar la Iași. Dar la Iași s-ar putea... domnul Movilă și domnul nu cred, nu cred, greu. Pentru că aici sunt anumite ambiții locale. Dar hai să trecem la Consiliul Local, pentru că la Consiliul Local avem un consilier USR Plus, tânăr, Ionel Anastasie. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că am căutat despre el mai multe. Este un IT-ist, un IT-ist care se prezintă că poate să adune, să prelucreze datele pe care le are și să le prezinte într-un mod simpatic. Are diferite abilități, este profesor asociat, trebuie să spunem, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Este doctor și a obținut titlul de doctor. Are și, sigur, are lucrări, școala doctorală presupune, printre altele publicații de specialitate. Eu recunosc că figura dumnealui nu... Și dacă la alți consilieri USR, tot tineri, parcă am mai avut lucruri de care să ne agățăm, exact. Să vedem activitatea aici politică. Aici este aproape invizibil. Activitatea politică. Da. Deci, dacă ne înșelăm, spuneți-ne. Bun, e cât se poate dar de clar. Altfel așa te uiți la CV-ul domniei sale, e portretul robot, nu? A ceea ce voia să spună USR. Da. Tineri, deci la început, fără bagaj politic, cu slujbe, deci cu competențe și cu slujbe serioase. Domnul
Anastasie, nu este patron, este apare angajat, dar da, asta da, nu da. Înseamnă da. Că știm cum e în, în IT. Dai drumul mai, imediat IT-ul. Unui startup al tău. Da, e, adică e, e da. Simplu să-ți da, faci... Problema este presiunea timpului care se vede, cât timp îi lasă pentru activitate de reprezentare. Și știi care, care e problema? Nu știu, eu presupun că la nivelul... partidului, a USR-ului, se va face o analiză. Dom'le, hai să vedem ce și cum. Cum. Mi-ar plăcea să văd tinerii promovați. Dar nu știu de ce am eu impresia că pe viitoarele liste de consilieri locali mulți dintre tinerii de la USR vor dispărea, vor fi dați la o parte. Nu vine, e foarte posibil pentru că acum partidul are un aparat de conducere, are activiști, are care ar putea oricând să ia locul reprezentanților care și mai ales, n-au dat satisfacție, fie nu s-au mișcat suficient. Exact, și mai ales în urma demisiei doamnei Costel, se pare că cei mai vechi sigur, se va vedea cine preia și când așa preia este, filial, dar până atunci să spunem că și în cazul acestui consilier, ca de altfel în cazul tuturor consilierilor tineri și vârstnici, de stânga și de dreapta, nu-i timpul pierdut, mai au un an, să demonstreze. Dar, iarăși, cât se poate de firesc ca pe ultima sută de metri să încerce, știi? Ce aglomerație va fi și aici. Ultima repriză contează în fața arbitrilor. Să nu mai pididim, să citim rapoarte și... Vor spune că au făcut rămânem că au în zona politicii ieșene în sens larg, adică în zona politicii pășcănene, domnul Dumitru Pantazi, care domnește de multă vreme asupra organizației PSD din Pașcani, și care a învins, mă rog, nu știu dacă a învins, dar a ieșit neșifonat din toate problemele cu... și cu legea. Da, este ales președintele organizației municipale Pașcani a Partidului Social Democrat. Mie mi se pare absolut firesc. Nu știu dacă ar fi avut vreun candidat care să-i ridice probleme. Nu. Probabil că nu. Domnul Pantazi acolo hotărăște ce și cum se întâmplă în organizație și implicit în administrație. Bine, și acum trebuie să spunem. De fapt, telespectatorii sunt convins că știu. El a fost un om de afaceri cu afacerea în domeniul agriculturii. A reușit extraordinar de bine. După care... și a dorit să intre și în politică, a intrat în politică, da, din prima așa, cu pe cai mari, a fost primarul Pașcanului. Da. Adică are atât experiență managerială, pentru că și-a dovedit-o, și experiență politică. Nu știu dacă la Pașcani... Au mai fost acolo, a fost o vreme în care liberalii încercau să facă, să opună un front. A fost și vremea doctorului Crăciunescu, primarul. Știi care e senzația mea? Da. A fost de mult. Deja noi am îmbătrânit noi, asta e pe vremuri. Exact. Adică am senzația că la ora actuală, dacă PDL-ul vrea să facă schimbări, vrea să facă, nu știu, în fine, ar trebui să-l atragă pe domnul Pantazi de partea lor. Știi cum a mai fost și cazul aici. Da. Asta fiind... politica, pentru că politica, doamnelor și domnilor, va ocupa un spațiu din ce în ce mai mare. Vin alegerile. E un an electoral care va fi plin cu 4 alegeri. Ama, știu că veți fi supărați pe noi, domnule, lăsați-ne cu politica. Nu prea avem cum să vă lăsăm cu politica. Adică noi v-am lăsat, dar uite că politica nu ne lasă. Vorbeam despre ordonanța. Este și amuzantă, sunt multe lucruri amuzante, exact. Merită să le discutăm. Acum, chiar amuzant nu este ordonanța asta de austeritate, pentru că... Asta nu. Stăteam de vorbă cu mai mulți șefi de instituții locale care spuneau, dom'le, nu știu ce vom face, nu știu cum vom face, nu știu cum. Cert este că cei din domeniul Horeca... vor intra în plin, prevederile ordonanței va intra din plin în ei de pe 1 septembrie și se vor scumpi toate. Adică vă permiteați să mergeți la restaurant, știu, o dată pe săptămână, o dată pe lună, de două ori pe lună, în fine, va fi mai greu din momentul în care TVA-ul s-a dus, s-au început impozite pe mai multe. Vine o perioadă foarte dificilă, asta foarte. Cel puțin noi nu suntem specialiști în economie. Nu, dar o spun... Suntem cumva obișnuiți, pentru că a fost un an foarte greu, cred că
eu am simțit inflația, da, și cred că și da, telespectatorii. Deci va trebui probabil să-și calculeze, să-și adopte propriile politici de austeritate. Mulți dintre ei o vor face, pentru că va fi greu. Hai să ajungem și la o știre totuși importantă legată de căldură, de împrumut, da, de împrumuturi și de, mă rog, nevoia de presiunile pe buget. Guvernul, de fapt, hai să începem cu începutul. Da. Guvernul a adoptat o ordonanță, a dat o ordonanță prin care primăriile pot să gireze unele împrumuturi pentru CET-uri, pentru centrala electrotermică. Lucru care ar veni cumva în sprijinul autorităților locale. De ce? La noi la Iași din 2021 municipalitatea a preluat CET-ul pentru că fost operator privat, a zis, domnule, eu mă retrag, în fine. Toate cheltuielile care s-au făcut cu aprovizionarea de cărbune, cu salarii, cu revizii, cu reparații, au grevat bugetul local. Adică au ajuns, municipalitatea a ajuns să fie datoare către terci, cum se spune. Da, e cât se poate de clar. Cel mai bine s-a văzut anul acesta când, în momentul când s-a dorit să fie făcute niște reparații capitale, s-a ajuns la concluzia, dom'le, facem, dar facem țintit acolo, n-avem bani pentru absolut tot. Și atunci lumea și-a pus mulți eșeni care sunt acordați la sistemul centralizat și-au pus problema, dom'le, bun, și la iarnă ce facem? Fără doar și poate, la iarnă va fi căldură. Da, e și un răspuns politic la îngrijorările. Exact. Adică s-a făcut un împrumut de 200 de milioane de lei, dar nu numai pentru încălzire, și pentru reabilitarea unor clădiri. Da, sunt 208, aproape 209 milioane, 209 milioane, cea mai da, mare parte e pe încălzire. Să spunem că Iașul, nu, cifrele de îndatorare nu sunt îngrijorătoare. Nu, 3,88. Deci e o chestiune care poate fi susținută. Asta nu înseamnă însă că n-ar trebui să avem, și m-aș bucura poate în campania electorală să auzim asemenea discuții, despre cum anume ne vom încălzi noi în viitor. A fost, și am discutat și aici la un drept, a fost, nu, aleasă acea firmă care va contribui sau va asigura prin lemnul, un lemn special, așa, până la proba contrarie am încredere, dar aș vrea totuși să văd, parcă e prea neconvențional. În orice caz, aș vrea să vedem cum politicienii, candidații, încearcă să ofere publicului o garanție pe termen lung. Dar să știi că... Pentru că pe de o parte le spun, nu vă decuplați, nu știu dacă îți mai dă voie să te decuplezi. Mai acum, mai poți, chiar nu? În ultima perioadă, eu n-am mai auzit de decuplări. Dar în orice caz, îi ține captivi, da, îi ține consumatorul captiv, asta nu prea e economie liberă de piață, dar asta e partea a doua. Atunci, dacă îl ții captiv, oferă-i un orizont clar. Bun, ca dar să trebuie... știe ce costuri. Dar știi că la nivelul municipalității și a conducerii CET, care este acum asigurată de termoservice, s-a pus problema reconversiei acelor cazane de pe cărbune pe gaze naturale. Lucru care este extraordinar de bun. De ce? Prețul la gaze naturale a început să scadă. A fost perioada așa. Dar prețul la cărbune s-a păstrat acolo unde doar vulturii cutează. Și atunci nu prea este rentabil să arzi o tonă de cărbune. Prețul la cărbune va rămâne mare pentru că această decarbonizare, politicile de decarbonizare. Stai seama că da. Da, vor impune. Iar de anul viitor, după cum spuneau toți de pe 31 decembrie 2024, Uniunea Europeană spune foarte clar: stop la ars cărbune. Timpul este scurt. S-ar putea să obțină o derogare, mai mult ca sigur că va obține o derogare, dar există un orizont, dom'le, trebuie să-l schimbăm pe gaze naturale. Lucru foarte bun. Adică mie mi se pare firesc. Ba, noi vom mai prinde pe durata vieții noastre și a enorm a celor mai mulți dintre telespectatorii noștri, vom mai prinde o tranziție energetică. Deocamdată să o traversăm sănătoși pe asta. Desprinderea de cărbune e dificilă. E dificilă. Sunt sute dificilă de ani, sunt, hai să judecăm acum la scară globală, sunt multe sute de ani de când economia modernă merge pe cărbune, da, nu mai discutăm de epocile anterioare. Nu e ușor, de la industrializare. Da, nu e ușor deloc, dar va trebui să explorăm, și am tot vorbit și în emisiunea noastră, de surse alternative și de solar și de eolian și de
multe, multe. Deocamdată însă să spunem clar, e nevoie ca acele coșuri să fumege. Da, 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 este nevoie, fără doar și poate. Bun, mai sunt unele subiecte, dar eu aș vrea neapărat să abordăm puțin subiectul care a făcut vârfă la începutul săptămânii, acea explozie de pe traseul autostrăzii A7. Sincere condoleanțe familiilor celor care au decedat și să dea Domnul cei care sunt în spital acum să-și revină. Aici există foarte multe discuții. Da, și trebuie făcut anchetă. Cine a greșit? Da, se va face o anchetă. Concluzia este cât se poate de clară. Acel tronson de autostradă, realizarea lui va fi amânată. Va fi amânată destul de mult pentru că aceste probleme care, și explozia respectivă la o magistrală e cât se poate de clar că va duce la o amânare. Problema este ca acel incident grav să nu se repete pe traseul autostrăzii A7 și A8. Mai mult ca sigur că de acum se vor lua anumite măsuri stricte. Eu, părerea mea este, pe acel tronson lucrează firmele domnului Umbrărescu, care e angajat în toate. Da, în dar care, din câte știu, este foarte strict și foarte riguros și care respectă proiectul și care nu se abate. S-a întâmplat ceva care... Acum, instituțiile românești, firmele și instituțiile românești sunt experte în a pasa responsabilitățile de la unul la celălalt un lucru... și transgazul. Dar ar trebui văzut dacă într-adevăr planurile referitoare la rețeaua de conducte de gaz erau adecvate și pe noile pe celelalte tronsoane de prevăzut. Să nu fie, să nu se, Doamne ferește, să nu se mai întâmple. Că în fond și la urma urmei, se amână autostrada. Acum, eu aș fi fost de acord. Amânarea, bun, cât ar putea să fie? Adică știu, două-trei luni de zile. Două-trei luni de zile. Adică, totuși, ai termene, firmele domnului Umbrărescu și-au construit așa reputația că dau înainte de termen. Asta multe... că se poate declara, da. Eu aș fi dorit să fie prelungită cu 6 luni de zile, numai să nu se fie întâmplat tragedia respectivă, pentru că nu face altceva decât, știi, să umbrească. Știi, ca la ctitorirea unei anumite mănăstiri, să dărâma noaptea ce făceau ziua până când a zidit Opeana și nu. Au fost multe lucrări făcute în România care s-au făcut cu sacrificiu uman și ar fi păcat. Sunt niște probleme care nu îmi doresc să se întâmple. Dar discutam despre drumuri și nu pot, adică oricât mi-aș dori. E interesant cum reușește conducerea Consiliului Județean să îngroape, cum se spune, niște probleme. Există acest drum strategic Iași-Suceava. S-a lucrat pe el, s-a făcut, s-au dresat. În fine, noi am prezentat, postul nostru de televiziune a prezentat faptul că pe o anumită porțiune lucrările au fost făcute de mântuială, sunt niște găuri în care vrei omul... să vorbească cu domnul de la Vaslui. Să-i dea un expert serios. Să-i dea un expert serios. S-ar putea să vină domnul Șudele, dacă îi dă voie de nou, să mai facă o expertiză. Deci am prezentat clar că sunt grob găuri. Acel proiect este făcut cu fonduri europene. Mie mi s-ar fi părut firesc și normal ca acel constructor să pună o garanție. Dom'le, Consiliul Județean a găsit soluția. A stupat găurile cu niște piatră. Bun, a stupat cu piatră, dar probabil trebuie să se miște și instituțional. Deocamdată altfel au și ei alegeri. Păi asta este. Deci deocamdată nu s-a... Eu n-am văzut în spațiu public să vină, domnule, asta este soluția. N-aveau decât acele tronsoane să semnalizeze, pentru că în momentul când ai băgat acea piatră în găurile respective, soluția tehnică pe care o găsești presupune și scoaterea pietroaielor făcut, în fine. Bun, să spunem că dacă pe stradă în fața casei tale ai o asemenea groapă și îți vine ideea să vă umpli tu cu piatră, vine poliția și te amendează. Da, ce amendă îți dă, că zice că ai făcut-o fără autorizație de construire pe domeniul public. Pe de altă parte, la construire. Ei probabil că și-au dat autorizație. Știi că mai discutam în momentul în urmă, cu, dacă nu mă înșel, cu două ediții, când spuneam că au găsit ei un fel de soluție, acel drum vor să-l transfere în subordinea Direcției Județene de Drumuri și Poduri, care să, cu niște bani să repare... Adică să e modelul socialist, face autoritatea de stat, face ea, rezolvă ea. Ori asta înseamnă angajări, înseamnă contracte, deci nu își închipuie nimeni că e mai ieftin, e mai ieftin să facă statul, dar nu e mai ieftin. În primul și în primul rând, e făcut cu fonduri europene, drumul ăla l-ai făcut cu fonduri europene.
Mă, nene, dacă e cu fonduri europene, pă, fă cu fonduri europene, fă ceva bun. Pentru că s-ar putea Comisia Europeană să zică, domne, acolo aveți un incident, acolo aveți un incident, câte ești? Da, cine știe câte sunt în România? Nu vă mai dăm nimic. Exact. Nu vă exact. Mai dăm nimic și atunci, în fine. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii. Am vrea să, nu știu cum să vă... E o recomandare, cel puțin din partea mea. Se apropie sărbătoria Iașului. Vin pelerinii. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră, dintre cei care ne urmăriți, ați vrea pe 14 octombrie să fiți lângă racla Sfintei. Dar trebuie să înțelegeți că Iașul va fi vizitat de foarte, foarte mulți pelerini. Este cel mai mare pelerinaj ortodox din România și atunci haideți să le oferim celor care vin în Iași posibilitatea să ajungă la racla Sfintei cu Vease Paraschiva. Noi ieșirii putem să ajungem în oricare altă zi. Da, veți spune, nu domnule, că pe 14 atunci face minuni Sfânta. Sfânta face minuni atâta timp cât în suflet ai credință. Nu neapărat trebuie să te duci acolo să te îmbulzești. Vă invităm să participați la toate evenimentele care le organizează exact, primăria, exact, pentru că sunt extraordinare. Pe gustul fieve, oricine poate găsi ceva semnificativ exact. pe propriul gust. Să veniți să participați la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, chiar dacă dumneavoastră veți spune, stai, că nu mai am vârsta tinereții, în fiecare dintre noi este un tânăr. Cu multă moderație și la Festivalul Vinului Țuici și al altor produse exact. Și, fără condus după aceea. Nu, că e bine totuși, nu? Și în rest, să aveți parte de o săptămână extraordinară, vremea ține cu noi, totul este deocamdată bine. Eu sper să fie bine și pe mai departe. Lucian, aici ar trebui să ne luăm rămas bun de la... Rămas bun și ne dăm întâlnire, sigur, săptămâna viitoare. Lunea viitoare suntem din nou împreună cu dumneavoastră. Până atunci, cele bune, la revedere!